din acel sat, minim, pentru că era vorba pentru o hârtie în care să menționez din hârtie că am plecat din acel sat fără probleme, fără evenimente. Eu l-am rugat pe polițist, domnule, nu intru, fiindcă nu am ce să depun nicio plângere, nu este nicio sesizare, nu-i nimic. Din care a venit polițistul de la Cerchezu, fără să legitimeze și m-a luat de mână, deci de mână, m-a tras de flaneauă și m-a băgat cu forța în instituția poliției. Din care era și omul cela, care ți-am spus, omul cela, el iese din statul cela, și a rămas surprins de atitudinea cum i-a spus că vrei să-i dau capul de pereți și ține. Zic, domnule, dar cum vorbești dumitale? Mă cunoști? Nu te cunosc? Cum vorbești dumitale pentru prima dată cu mine așa ceva? Cum? Deci înseamnă că dumitale în instituția poliției, cred că ai mai făcut astfel de cazuri, nu? Cum tratezi oamenii sau cetățeni care vin la poliție cu violență, ce înseamnă? Sau trebuie să știi cine de frica dumitale? Dar de la ce a pornit conflictul? Te-ai dus tu la poliție sau te-a prins pe stradă sau cum? Nu, eram în fața instituției de poliție și acei oameni au vrut să meargă cu mine la poliție ca să denunțe felul că am plecat de acolo, din Cerchezul, nu am probleme, nu s-a întâmplat nimic, niciun eveniment. Fiindcă da, el n-am a înțeles. Deci e o procedură obligatorie, trebuie să denunți la poliție că ai plecat din sat? Asta e ca să, fiindcă acei polițiști, acel polițist, îl cunoștea pe acest om ca să știe cine a intrat, cine a ieșit, un fel de evidență, știi? Dar eu nu am înțeles, nu, deci nu este nicăieri obligatoriu, nu spune nicio lege, nu este un articol de lege în care să fie prevăzut așa ceva. Dar ideea cât ai stat? O săptămână acolo? Cât ai stat în sat? Două săptămâni. Două. Două săptămâni. Din care nu știu dacă este vreun articol de lege în care să spună că, domnule, trebuie să faceți hârtia asta, trebuie să faceți procedurile astea, nu ieșise nimic. Plus că el nu s-a legitimat. Cum poți să mă tu? Eram pe domeniul public, în fața poliției, deci nu eram nici în ograda poliției, eram pe stradă, cum sunt acum, deci acum sunt tot pe stradă, și o venit, m-a luat cu forța să mă bage în poliție, că să mă dea el cu capul de pereți în poliție. Zic, domnule, dar să alea, mă cunoști cine? Și omul cela, care era Tincă, deci Tincă îi spune, era acolo și el a spus că e cu capul și că nu știu ce. Domnule, Dumnezeu, uite bine că eu nu am probleme, nu am nicio afecțiune, nimic. Nu sunt de acord cu manifestarea și cu gestul pe care dumitare ca și organ de stat îl faci asupra mea. Se numește abuz și încălcare de legii. Dar nu vrei să faci un denunț? Iată, ești la Constanța, să te duci la Inspectoratul General de Poliție sau Inspectoratul Județean de Poliție sau la parchet și să faci o plângere pe, dacă știi numele polițistului. Asta că nu-i cunosc numele polițistului, atât ce mi-a rămas, că el nu s-a legitimat. Atât ce mi-a rămas, că avea o bereche de ochelare agățat de vedere la, aici la ochi, la ochi, la piept, și pe lângă asta era, se vede că un elev, fiindcă avea un singur grad, deci nu avea vechime în poliție. Deci se vede deci că... foarte tânăr. Da, un nemernic foarte tânăr, care vreau să spun că în loc să fie ocupat, clicat de tavanul din cer, clicat de tavanul din instituții piste ei, cum am uitat în sediul poliției, și deci e ca nevul mediului acolo, oricând spați prăgușit tavanul acela că e din regips. Dar ei sunt preocupați să facă abuzuri în acele instituții de poliție. Și de unde știi că el e sectoristul din Cerchezul? Fiindcă acest om care m-a dus cu mașina l-a sunat pe polițistul respectiv la telefon. Șef poliției Cerchezul, era scris pe telefon. Am înțeles. Și s-a întâmplat la Cerchezul, la secția de poliție Cerchezul, din sat. Comuna Măgura, județ Constanța. La graniță cu Bulgaria, parcă am văzut-o pe hartă. Da. Așa pe lângă Vama Veche, da. Da. Și acum pleci la tine, la Botoșani. Nu, ajung în Bucovina, fiindcă mai am și acolo ceva, niște filmări care vreau să le descoperi, să le trimit și ție, dar încă le las așa, fiindcă să ajung eu la fața locului primit. Iar, eventual, ceea ce vreau să transmit pe această cale, că în comuna Cerchezu, de unde am făcut noi și de unde am făcut filmarea aceea cu casa aceea, vreau să spun că la această familie Tincă mai locuiește fata aceea care eram să fiu cu ea împreună. Acea fată nici nu o plătește, deci nu-i dă bani deloc. Apoi nu-i fiica lor, nu-i rudă. Nu. Nu are nicio treabă. Păi și ce, a angajat o slugă? Mai mult ca sigur, da. Mai mult ca sigur și îi dă bani doar primăvara
până spre toamnă, iar toamna, perioada de toamnă, până spre primăvară, nu mai primește niciun ban nimic, deși ea lucrează. O poartă prin frig, îi vai de Lucrează la capul. munci agricole sau pe lângă gospodărie? Cum? Munci agricole sau unde, ce lucrează? Păi da, o trimite cu viței pe câmp. Deși pentru plouă, tu nu trăsnești pentru o femeie să o ții pe câmp cu niște viței, cu niște animale, mi se pare total relevant. Și ea de ce nu se plânge la poliție, la inspecția muncii? Fiindcă el nu cunoaște procedurile din instituțiile statului, ITM-ul, forțele de muncă, nu cunoaște. Și plus că oamenii cea nici nu o lasă să plece de acolo. De ce? Tot timpul pe acolo mai. Păi, dar nu o lasă în ce fel? Îi țin buletinul sau Da, o buletinul este urmăresc? la dânsul, buletinul este la ei. Deci buletinul este la dânsul, deși nu are, nu știu dacă are dreptul sau împuternicire să-i Și de ce reții. nu i-ai, și de ce nu i-ai spus asta polițistului când te-a luat în sector? Că e de competența lui, că e un caz grav ce spui dumneata. Și polițistul ar trebui să intervină. Dacă el, polițistul, m-a luat pe mine și să mă bagi cu forța în sediul poliției, tu crezi că el avea interesul să aibă grijă cu Asta e ceea ce el... obligația lui de serviciu, asta e fișa postului, să aibă grijă de drepturile omului. Dacă Acolo, la nu cerchet, Reacționează există așa ceva. la o astfel de semnală, înseamnă că e incompetent sau e complice cu mafia. Că oamenii aceia, dacă zici și e adevărat ce spui dumneata, o exploatează pe femeie aceea și nu o plătesc deloc sau o plătesc foarte puțin și o țin ostatică acolo, astea sunt fapte penale. Clar de competența poliției și a parchetului. Oleg, eu din câte mi-am dat seama, acest om cu mare atâția porci acolo, e posibil ca unii din polițiști să beneficieze câte un porc din sărbători și orice lucru ce s-ar întâmpla să fie mușamalizat, șters și să treacă cu vederea sau Poți să fie să scoat. presupui multe, cât timp nu ai probe, se poate califica drept calomnie. Bun, dar el, cum ai văzut, de ce eram în mașină și el l-a sunat pe șef de post și a spus lucrurile astea. Deci se vede că există o prietenie și o... Există o prezență A lui Dincă acolo. ăsta, da? Ciudincă. La Dincă ăsta ai stat și tu 2 săptămâni la fata aceea. Deci ea poate primi oaspeți, dar ea nu poate pleca. Nu, nu. Și plus că ceea ce mi-a relevat fata respectivă, S-a relatat. da, ce mi-a relatat, este că banii care îi dăm ei ar fi 800 de lei, ca 8 milioane. Iar ea nu știu dacă beneficiază cu adevărat de acești bani. E posibil să o prostească și la bani. Fiindcă am întrebat-o, măi, fată, dacă tu, de cu primăvară până toamnă, tu nu ai un leu la tine, poți când ceva, eu trimis lui mama sa. Mama ei, de fel, e o bețevancă, taie că sunt la fel. Zic, tu 800 ai de lei trimis pe 800 lună? de bani? 800 de lei pe lună? Da. Și îi primește odată pe an, în primăvară. Cred că. Și mai mult că mama sa are și ajutor social, deci au venit și el și dânsa, amândoi. De ce ar mai sta la banii fetii ei? Nu-mi dau seama. Dar fata nu-i din satul ăsta, din Cerchezul, e venită din... Nu, fata este din provincie, din partea Dorohoiului. A, tot de la voi, Este... din Moldova. Aha. Da, dar ea... Aici au adus o mamă sa în care ea și-o găsit pe cineva, unul din teafa ei. Deci tot un bețivan ca și dânsa. Că bea și ea, și el, amândoi, cum e Manda și Tanda. Și tu cum ai cunoscut-o, cum ai găsit-o pe fată? Ea are acces la internet, nu? Nu, nu are niciun acces Dar la cum ai internet. Nu... găsit-o? Cum ai ajuns tu de la Botoșani la Da, hai Cerchezul să-ți la... spun acum. Da, acest om Dincă, soția lui, doamna Dincă, are pus anunț pe OLX, în care este o anumită aplicație, o anumită rubrică pentru zootehnie, lucrurile agricole. Că Și angajează. da, oricine sună la acel număr, îi spune că da, am nevoie sau nu, depinde ce vor ei. Ei mi-au spus și m-au acceptat, fiindcă ideea care eu și cunoștințele mele care le am, au spus că m-aș potrivi. Am venit, dar când am văzut ceea ce este acolo, am rămas surprins. Pe timpul ăsta nu au ucipat și animale mai nimic și când am văzut mai mult că fata aceea este folosită și la porci și peste tot, dar în schimb, dacă îi trebuie ceva, nu îi dă mai deloc. Deci eu i-am lăsat acum, când am plecat, i-am lăsat 100 de lei din munca mea. I-am dat 100 de lei să aibă ea.
plus celelalte lucruri care au mai trebuit, am cumpărat toți pe banii mei și nu am Da, nicio pretenție. munca ta la dincă, el te-a plătit pentru 2 săptămâni de muncă. Da, da, Și de ce da. ai plecat? Că ți-a părut plătit puțin Da, sau nu, muncă grea sau... nu, Oleg, e vorba că nu sunt condițiile care îi trebuiesc. Animalele cele sunt chinuite. Ar fi trebuit să solicităm DSV-ului, fiindcă iau subvenții pe animale și sunt chinuite. Animalele cele sunt bătute ca în palmă. Deci vreau să spun că le dă ciucleș și strujeni. Vacile cele nu știu cum mai rezistă și, și nu cad în picioare. Păi și la țară toate vitele mănâncă ciocleș, strujeni. Da, dar sunt foarte slabi, Oleg. Sunt Seamnă că le foarte dă slabi. puțin. Deci sunt foarte slabi de la, strujeni de aia, pănușă de aia și cu ciucălăul acela fără grăunții. Deci la fără grăunții. Grăunțile au fost cultivate și au rămas ciucleșul acela gol. El La a luat cât de un proastă a balotaj. fost roada asta, cred că e așa câte un ciocălău acolo cu 2-3 grăunți, așa că se înfruptă și animalele cu ce a rămas. Nu cred că au strâns roada de porumb anul ăsta. Nu mai deloc, coleg, grăunțele nu are, fiindcă el a fost cules grăunțele și la urmă au căzut pănușa și cu ciucleșul gol. Deci s-au trăierat. Grăunțele au fost trăierate de pe strujar, de pe popșoi. Bine, asta e o altă discuție. Ceea ce pe mine mă deranjează este că acel polițist de la Cerchezu nu ar fi trebuit să aibă un comportament de genul acesta, să iei cu forța cine de pe domeniul public, să-l bagi în instituții pentru a face o hârtie în care dacă eu nu am nicio treabă, nu am depus o plângere, nu am pățit nimic pentru ce. Și ai semnat vreun document, ceva? Am semnat hârtia aceea în care... Dar ce scria în hârtia aceea? O menționa felul că eu am plecat din satul respectiv, nu am avut de-a face sau divergență cu oamenii respectivi, mi-au plătit și etc. Că pleacă dintr-o localitate, pleacă la Botoșani, adică acasă, dar eu ajung în Bucovina. Asta e treaba ta. E da, ciudat că ai vorbit despre plată și nu le-ai spus despre fata aceea care nu-i plătită sau e prost plătită. Despre acea fată, nu știu dacă cineva ar putea să facă atât, cât eu am văzut că poliția de la Cerchezu este mână-mână cu acest dincă, mi se pare că n-ar exista nicio sursă de... Și unul, doi la mână, vis-a-vis de această fermă a lui dincă, este nașul lui. Deci nașul care l-a cununat pe... sau l-a botezat pe fata lor, fata lui dincă. Are și dincă o fată. Da, a fost botezată de o persoană care are fermă vis-a-vis de această fermă a lui dincă. Ok. Și la această fermă am primit tot așa pe Facebook și anumitele discuții în care tot așa vor să plece de acolo, nu le plătește, iar omul, patronul respectiv, Dan, îl cheamă. Cum face? Face în felul următor. Le dă bani pe o lună, o lună anterioară din urmă, deci nu îi plătește luna la lunar. Deci dacă eu am venit și lucrez luna lui august, primesc banii de pe iunie, de pe iulie, nu primesc de pe august. Omul cealaltă câștigă o lună de zile de muncă din partea mea sau din partea oricărui ajunge acolo și lucrează. Și dacă mergi la poliție și faci sesizar ceva, ei nu pot să facă nimic. Spune, domnule, mergeți la ITM. Păi da, că inspecția muncii se ocupă de relațiile astea, de angajator, angajat. Dar dacă zici că pe fata aceea o țin fără acte și nu o lasă să plece, asta e de competența poliției. Asta poate fi sechestrare de persoană, poate să fie robie, sclavagism, poate să fie dosar penal. Dar trebuie să se confirme. Nu știu de ce n-ai denunțat nici polițistului din Cerchezu, nici acum la poliția din Constanța. Da, eu ce pot să spun? Ideea este că... Oricum, din clipul ăsta s-ar putea poliția să autosesizeze și să te cheme să explici. Da, cu siguranță. Voi veni cercetărilor. Nu mă voi extrage de la cursul anchetei, dar ideea este că ei se tem, că le-am spus că o să apareți pe Curaj TV, deci voi posta pe Curaj TV, ca să vadă o țară întreagă ce faceți voi, fiindcă datoria voastră este să vă comportați cu oamenii într-un mod civilizat, nu abuziv. Și legal, da. Pentru că nu suntem stat polițenesc, nu suntem stat de huliganism. Când le-am spus, fiind reporter TV, Curaj TV,
O, gata, nu mai spus nimic. Deci, domnule, înseamnă că dumneavoastră aștept ca cineva să legitimeze, să spună funcția care o are și atunci abuzezi el sau tragi el sau îl hărțuiești, ce înseamnă asta? Am înțeles, Iulian, mulțumesc pentru relatare, drum bun mai departe și ai grijă. Da, vom transmite din Bucovina, fiindcă diseară la ora 10 ajung la Suceava, iar din la Suceava, dimineața la ora 9, vom ajunge la Pojorâta, prin meleagul Bucovinei și vom transmite următoarele știri din Bucovina, de la Plaiul Bucovinei. Noroc! Toate cele bune și o zi bună acolo în studioul Curaj TV și succes mai departe. Ținem la curent cu orice știri și orice ceea ce este. Corect.